ce este cealaltă rasă de vaci din cadrul complexului, rasa Holstein. Efectiv umat, undeva la 300 de capete, o producție medie de 28 de litri de lapte pe cap de vacă în exploatație, în muls. Sunt vaci foarte prolifice în producția de lapte, sunt vaci foarte pretențioase, noi căutăm să le asigurăm pe cât de cât și casa și masa necesară pentru, aferentă pentru a obține lapte cât mai mult. Momentan avem foarte mult, aici ce vedeți în spate e grajdul de vaci gestante, undeva la 100 de capete, la ora actuală mulgem undeva la 250 de capete. Lapte, un procent mediu lunar de grăsime de 4,2 și proteină undeva la 3,6. Lapte care se prelucrează în cadrul circuitul închis al complexului, se prelucrează în fabrica proprie, se valorifică în magazinele proprii ale combinatului.